La mulți ani celor care poartă numele de Cristina, Cristian, pentru că e Crăciunul. În țara noastră sunt destul de mulți posesori acestui nume. El se întâlnește în 1977, Crăciun chiar, 177 de localități din țara noastră și există peste 600 de familii cu numele de Crăciun. Cum te cheamă? Cristina Crăciun. La mulți ani! Noi am fost la una dintre ele și am aflat cum sărbătoresc ei Crăciunul, acasă la Crăciun. Da. În familia lui Vitalie și a Valentinei, Crăciunul este o sărbătoare de două ori mai însemnată. Aceasta se datorează numelui pe care îl poartă. Familia noastră, originea ei, este din comuna Codreancă, raionul Strășe. Ne-am ocupat puțin cu arborile genealogice al familiei și se trage din la sfârșitul secolului XIX. Fetița lor Daria se pare că este și mai fericită că are același nume ca acelui mai iubit moș de către copii. Daria, atunci când este întrebată ce nume de familie poartă, zice Moș Crăciun. Și dacă o întrebi cum o cheamă pe mama sau cum o cheamă pe tata, ea zice Valentina Moș Crăciun sau Vitalie Moș Crăciun. Tu îl aștepți pe Moș Crăciun? Ce cadouri vrei să-ți aducă? O punere. Ziua de Crăciun o petrec în fiecare an la o masă de sărbătoare și cântând colinde alături de cei mai apropiați oameni. Soții păstrează cu strictețe tradițiile și vor să le transmită și generației în creștere. Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeț. De când a devenit doamna Crăciun, sărbătorile de iarnă sunt pentru Valentina și un prilej de a celebra noul ei nume, cu care mai greu s-a obișnuit. Am înțeles ce nume de familie are doar în timpul sărbătorilor de iarnă. Atunci când toți au început să-mi zică doamna Crăciun și eu nu înțelegeam de ce doamna Crăciun și mai ales făceam asocierea asta cu doamna Crăciun, soția lui adevăratului Moș Crăciun. Soții își poartă numele cu mândrie, iar atunci când și-l prezintă celor din jur, au parte doar de reacții pozitive. Am stat ceva timp în spital și acolo îmi spuneau Crăciunița. Și dacă eram strigată pe hol Crăciunița, gata, știam că eu eram Crăciunița, deci nu mai era nimeni altcineva acolo. Și așa cum m-am obișnuit deja, când vin sărbătorile de iarnă, aluziile nu contenesc. Doamna Moș Crăciun, domnișoara Crăciuniță este Daria. Cel mai mult ce îmi pare bine când îmi spune că ai cea mai frumoasă familie, deoarece e strâns legată cu, practic, cu nașterea lui Iisus Hristos și este sărbătorită în toată lumea. Asta e, cred că spune ceva. Dar la facultate, de exemplu, îmi spuneau Crăciun, Paște, că cum te cheamă, treci la tablă sau chestii de acestea. Erau glume diferite, adică eu m-am deprins și nu reacționez absolut. Vitalie are o responsabilitate mare să transmită numele mai departe. Tocmai de aceea își doresc și un fecioraș în casă. Tata se trage din 6 copii, are 4 surori și un frate. Fratele are 4 fete, dar unicul bărbat din familia noastră, adică sunt eu și asta e năzuința noastră de a naște un băiat, dar cum a dat Dumnezeu. Nu ne rămâne decât să le urăm Crăciun fericit și mai mulți Crăciunei și Crăciunițe la masa de sărbătoare.